Salutare tuturor și bine v-am găsit astăzi la un nou vlog marca Exploring with Daniel. Astăzi părăsim Lumutu și plecăm spre Penang cu Cristina și Dragos de la Chris Folcerne. Așa că să-i dăm drumul, deci părăsim camera de hotel care e minunată, deci chiar una din cele mai bune de aici, de fapt cea mai bună de până acum de aici, din Malaysia. Și plecăm. Am fost la un 7-Eleven și am cumpărat niște chestii și cred că pentru prima dată aici în Malaysia și în Singapore am găsit apă minerală, adică apă carbogazoasă, ceea ce e destul de rar aici. Și am găsit-o și la 1,5 litri sau 2, nu știu cât are asta, dar oricum sper să fie ce cred. Tot ce vedeți aici e bagajul lor. Și toate astea încap în două galene. Culmea, nu știu cum le împachetează. Și uitați. Dar, mamă, și trebuie, dar vezi după voi. Da. Vai de capul meu. Și eu mă plâng că am două ori așa după mine. E bun așa. Dacă nu știi să împachetezi. Ah, cam aia e problema. Autobuzul nostru face o mică pauză, așa că tot 20 de minute mai exact. Am venit puțin aici să vedem ce putem cumpăra. Și am găsit fructe. Hello. Din asta trebuie să probezi neapărat, e jackfruit. Mă, de asta n-am. S-a mâncat? E foarte bun să-ți iei. Da? Da. Nu știu, am mâncat de asta. Am luat niște fructe din... Da, e mult mai răcoare aici, sau? Mirosul ăsta este de la jackfruit. E genial. De cât e? Și altul. Guys, gata, l-am... adevărat vecin aici. L-am corupt pe Daniel acum la fructe. L-am stricat. L-am pus să mănânce toate nebunile. Am vrut să-mi iau și cola. Aia nu noi de-am pus. Cade cola, că nu mai există. L-am pus aici să mănânce jackfruit, l-am pus să mănânce prostie de-asta, nu știu ce, papaya, și-a luat și un ananas. Dar uite, l-am convins cu jackfruit-ul, zicea până acum că nu o mănâncăm. E delicios, deci chiar merităm. Deci ne-a zice că e ca și cu maturbo, e un... Mie mi-e place. Cum atunci, nu fără zahăr artificial. Posibil, da. E chiar fain. Eu am crezut că e nașpa, cum sunt, dar... Oricum îi încercam pe la urmă, dar nu am găsit de asta să iau. N-a avut curaj, nu că n-a găsit. Nu vă, pe serios, fructele eu le încerc. Deci chiar n-am nicio treabă, încerc pe toate. Dacă am încercat durianul, de rând, care știam, peste tot pe nașpa. Ai încercat unul așa îmbălat sau...? Nu, era pe... Era chiar la piața din Thailanda, unde trecea trenul. Ți-a plăcut? Oribil. A fost oribil. Deci ne-a adus și la cazarea unde a vizat. Că a fost... Bă, de genul mie, era rușine să l-am cu coșul de gunoi acolo, aia. Stai liniște că oamenii sunt obișnuiți să faci chestia asta. Pute, durianul pute, e adevărat. Pute rău de tot. Mă, eu sincer m-aș putea obișnui cu mirosul durianului. Dacă stai să gândești că sunt mult mai multe locuri unde mergi, de exemplu în Bangkok, unde pute mai rău decât durea. Sincer, da. Dureanul pute foarte frumos. Sună ciudată, e pute frumos. Dar așa e. Picioare nespălate, care au fost date cu parfum. Da. Poftă bună! Mulțumim! Mulțumim. Nu, focalizează, nu focalizează acum. Aia, gata. Ia uitați ce e pe masa noastră. O mâncăm și pe asta? Nu, că are copii, în spinare, uite. Și copii? Nu știu, are bagaj. E greu. Bagaj, dar nu copii. Au zice Cristina că are copii. Ce aia, pui, ouă. Pui. Dragoș, unde e omul ăla care stătea lângă noi? Că a cedat zi, am vorbit în continuu. Mai bine pentru mine. Poți să pui bagajul? Pune bagajul aici.
Și Cristina, de ce arăs? Zboruie cineva aici. Se scrapă geam. Acolo, în spate, omul ăsta cu gura deschisă, cred că. S-a speriat copilul, să trezic. Să veniți, mă, cu atâtea bagaje după voi. Da, cum? Aha. Deci am ajuns la feribot. Cât credeți că o costa feribot? Vă las să așteptați. Spuneți-mi cât credeți că o costa. Vă zic eu. Un ringgit 20. Știți cât vine aia? Da. Băi, deci atât de puțin. Merge la congelator acum. If you Google it, you can put it. Can you key for me the this thing I'm using, Waze? Yeah, just key the address for me on the top. Here. Yes. Da, din păcate, Cristina și Dragoș au fost dați în secvența asta următoare, care n-a fost filmată, au fost dat jos din mașină din cauza că tipa de pe Grab a spus că ea nu poate să ne ducă în două destinații diferite, era două opriri, de fapt, că erau două opriri și că ea poate să meargă doar până la punctul unde i-am zis noi. Ceea ce e destul de ciudat, pentru că noi oricum plăteam pentru două, adică n-are nicio logică, niciun sens. Da? Și efectiv i-a dat jos pe autobandă, pe autostradă vreau să zic, și i-au lăsat acolo, au trebuit să se descurce singur, nu știu, mai avea vreo 2-3 km până la locul unde erau cazați ei și au trebuit să iau un taxi, cred că au și găsit. Ciudat, eu nu înțeleg pe acum, frate, să lași fix pe autobandă, pe autostradă. Hai că de-aia am ajuns și la cazare, dar am uitat sincer să filmez, că am fost să cumpăr niște chestii și să și mănânc. Și se mai întâmplă, n-am ce face, dar vreau să vă arăt ce priveliște am eu de aici, de unde sunt cazat, mai ales acum în seara, noaptea. Ia uitați voi cum arată locul ăsta, e fenomenal. Eu zic că arată bine, voi ce spuneți? Bine, noaptea arată mai bine, că ziua nu e, e și ziua, e ok, dar nu în halul ăsta. Deci, sper că vă place priveliștea și ne repedem în următorul video în care vă arăt și cazarea. Pa! I don't keep